Giuseppe Tartini a fost un violinist italian celebru din 1700, destul de cunoscut din partea publicului larg pentru o sonată pentru vioara extrem de solicitantă, care este numită Trilul Diavolului, pentru că chiar se zvoneste că i-a fost sugerată din diavolul în persoană, așa de solicitantă este. Un aspect mai puțin cunoscut despre Giuseppe Tartini este faptul că a descoperit un fenomen acustic foarte ciudat, care chiar se numește al treilea sunet al lui Tartini, și a descoperit că dacă punea împreună două sunete la distanță de o quinta, se producea un sunet mai jos de distanță de o octavă. Hai să vedem un moment ce implicații are pentru noi acest efect ciudat. Salut și bine te-am găsit, sunt Bruno Medicina, trainer, coach, autor sau, cum deseori mi se spune, omul care aduce performanța. Și data fiind că de multe ori pentru performanța aspectele care nu se ved chiar sunt cele mai importante, asta e tema de astăzi. Diceam despre Tartini. De ce este important acest aspect? Pentru că ceea ce se întâmplă e ceva aparent magic, chiar dacă are o explicație fizică foarte simplă. Adică, dacă eu pun un sunet la o anumită frecvență și un alt sunet la o altă frecvență, suma aceste două frecvențe produce o vibrație mai joasă care se aude. Adică, și acest efect are ceva magic, pentru că eu am un instrument care face un sunet, un alt instrument care face un alt sunet, deci două instrumente, și magic apare un al treilea sunet care nu este produs de nimeni, dar există, e acolo. Acest aspect e ceva de care ar trebui să ținem cont în o groază de aspecte a vieții noastre, pentru că la un moment dat, cum vorbea acum câteva zile despre relația, adică la un moment dat, în timp ce eu vorbesc cu tine, totuși este un alt element, că este raportul, care nu există nicăieri, dar are efecte și dacă nu ții cont de el, rezultate pot fi foarte, foarte neplăcute. În momentul în care eu fac un regim, nu pot să folosesc matematica, pentru că există o serie de alte elemente care aparent nu există, nu se vede, dar au efect. În momentul în care fac business, în momentul în care am o relație cu altcineva, adică de fiecare dată pun împreună două sunete, două elemente, două oameni, două firme, două obiecte, se creează ceva care este o relație. Și această relație creează ceva care aparent nu există, dar e acolo. E efectul acest olistic, e ceva pe care ne afectează enorm și de multe ori nu înțelegem, pentru că exact cum avem aceste sunete, de un punct de vedere rațional, nu sunt. E un instrument care face o notă, un instrument care face alta notă. Unde este, unde aceasta a treia notă? Dar este produsul de aceste două note. În momentul în care eu nu vreau să înțeleg că dacă pun împreună mintea și trupul, dacă pun împreună un bărbat și o femeie, dacă pun împreună două prieteni, dacă pun împreună două obiecte, eu produc ceva care e mai mult decât suma parților implicate, reușesc să fac alegeri care nu vor da nici un randament. Deci, nu am o concluzie pentru întâlnirea noastră de astăzi, pentru că exemplele pot fi așa de diferite că chiar nu mi vin în minte. Dar amintește-te mereu, când se pun împreună elemente diferite, care pot să fie 2, 3, 5, evident, o echipă, o firmă, o ce, se întâmplă ceva care e mult mai mare decât suma parților, care aparent nu se poate depista, dar există și are efecte. Și dacă nu ții cont de el, rezultatele pot fi devastatoare. O zi bună în continuare!